Alte două autocare pline cu giurgiuveni au plecat în pelerinaj la mănăstirile din Giurgiu și de peste Dunăre. Inițiativa aparține omului de afaceri Nicolae Frunian, care vrea să le ofere celor cu posibilități materiale reduse, poate singura ocazie în viață de a vizita lăcașe de cult renumite, o ieșire spre folosul lor trupesc, dar și sufletesc. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează mașina aceasta, pelerinii aceștia, pelerinajul acesta, că Sfânt ești acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pelerinii vor vizita mănăstirea Sfântul Ioan Rusul din Slobozia, mănăstirea Sfântul Gheorghe din Giurgiu, mănăstirea Sfântul Dimitrie Basarabov și Catedrala Sfânta Treime din Ruse, Bulgaria.